Bună seara, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție specială electorală, așa cum am obișnuit în fiecare seară de la ora 20 și 30 de minute. Vreau să vă spun că astăzi a fost o zi dificilă, din punct de vedere al găsirii unor invitați. Este foarte dificil să găsești candidați la primării, la consiliile locale, care acceptă să intre într-o dezbatere electorală. De aceea aș vrea să le mulțumesc mult în această seară invitaților care au curajul să vină în fața dumneavoastră, să fie deschiși, să prezinte proiectele pe care le au, ce își doresc să facă în următorul mandat, și să răspundă întrebărilor dumneavoastră atunci când intrăm în direct. În această seară, în studioul Media TV, se află domnul Octavian Păun, candidatul PMP la Consiliul Local Megidia. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitaților și Și telespectatorilor noastre. domnul Adrian Gârleanu, candidatul PNL la Bună Consiliul seara! Local Megidia. Bună seara, bine v-am găsit și bine ne-ați primit! Bună seara și bine v-am găsit. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată că sunteți aici. Și vreau să vă rog încă de la începutul emisiunii să avem o dezbatere curată, cum îi spun eu, o dezbatere fără atacuri care, să spunem, nu fac cinste nimănui. Putem să discutăm, putem să dezbatem, dar să păstrăm colegialitatea, să spun. Fără discuție. Bun. Domnule Păun, din momentul acesta aveți 5 minute să vă prezentați telespectatorilor care nu vă cunosc. Mă numesc Octavian Păun, am 67 de ani, am absolvit liceul în Megidia și celelalte școli, gimnaziu și primar, am terminat facultatea de calcul economic și cibernetică economică a SEI București. Am fost repartizat direct la Centrul de Calcul Teritorial Constanța, unde am lucrat 8 ani, fiind șef de colectiv pentru un grup de specialiști care au lucrat pentru IMU Megidia, unde am implementat programul Lansarea, Urmărirea, Producție și Salarizarea. Că pot să mă amândresc că având la bază acest proiect, doi foști directori și-au luat doctorat, respectiv domn director Mancea, domn director Ciocina. Noi ne-am făcut datoria ca simpli salariați și șef de proiect. Am revenit în Megidia, am vrut inițial să continui la un oficiu de calcul IMUM sau Ciment, dar nu s-a putut. Primarul de atunci mi-a spus, te duci în comerț. Am stat la ICSM 6 luni, după care am fost mutat la Cernavoda, s-a înființat Cernavoda, întreprinderea comercială, ICS-ul, s-a rupt de Megidia, deoarece erau cele două mari obiective, canalul și centrala atomoelectrică. Am fost detașat pentru 6 luni și am stat 11 ani. Revoluția m-a prins acolo cu tot ce înseamnă aprovizionarea unei platforme unde au lucrat 20.000 de oameni. Am revenit în Megidia, imediat după Revoluție, nu se făceau privatizări și, în fine, am ajuns să vin eu să fac, că am locuit în continuare, tot timpul am locuit în Megidia. Tot la comerț, la comerțul din Megidia, unde am reușit să privatizez prin locație de gestiuni mare parte din societăți. Am reușit să înființez societate mixtă româno-turcă, paniro-turcu. O să vă rog să nu rostiți nume de firme. Nu rostesc, e firmă româno-turcă, prin care am făcut atât producție cât și import. După care au fost niște probleme, am vrut și am făcut tot proiectul pentru privatizarea prin MEBO, n-am găsit înțelegere nici la nivelul orașului și am plecat înapoi la centrala nucleară.
L-am început până în 2005, unde mi s-a creat o oportunitate prin fonduri europene. S-a înființat organizația utilizatorilor de apă, beneficiar pondere fiind Fruvimet Megidia și alți fermieri. Zic că 5 ani de zile am reușit să facem ceva în această zonă. Am accesat fonduri, au fost dotați cu echipament de udare, cu calculatoare, cu piatoare, cu motorete japoneze pentru deplasare în teren, dar odată cu intrarea în insolvența Fruvimetului s-a terminat, s-a încheiat și atunci am ieșit și eu la pensie, continuând, v-am spus că și consilier pentru domnul candidat Ivanov. Domnule Gârlean, aveți și dumneavoastră 5 minute să vă prezentați pentru telespectatorii care nu vă cunosc. Da, mă numesc Adrian Gârleanu, sunt consilier juridic, de jurist de profesie. Am 51 de ani, locuiesc în Megidia din 1978. Sunt născut în Megidia, dar părinții la vremea respectivă, lucrând în agricultură, am locuit în peștera până la vârsta de 13 ani. Apoi am venit în Megidia. Încă din până în 1990 am lucrat la o întreprindere de mecanizare a agriculturii de aici, de la Remus Opreanu. Apoi din 90 la Mircea Vodă am fost transferați. Am participat la privatizarea acestei societăți prin metoda MEBO și de atunci am lucrat numai în sistem privat, începând de jos, de la tehnician, inspector de personal, consilier juridic, 10 ani în agricultură, deci după 90, 4 ani la o fabrică de șuruburi unde am fost și secretar al Consiliului de Administrație și șef serviciu juridic și resurse umane, 2 ani de zile într-o întreprindere de servicii publice, aici în județul Megidia, 8 ani de zile la o societate românească cu capital străin, capital danez, apoi 2 ani am fost avocat, am intrat în avocatură și de anul acesta, din ianuarie, m-am suspendat și am revenit la vechea mea dragoste, consilier juridic. Lucrez în momentul de față pentru 3 societăți comerciale ca și consilier juridic. Ca și experiență pot să spun că de când au apărut, deci după 1990, când au început privatizările și a început să se dezvolte inițiativa privată, cu excepția celor 2 ani în această societate de interes public, am lucrat doar în domeniul privat, unde am căpătat experiență în ceea ce privește managementul unei firme, în ceea ce privește consilierea juridică a unei societăți comerciale, organizarea ei pe ce înseamnă management economic, management financiar, resurse umane, pentru că am avut ocazia să lucrez la fabrica la care am lucrat, la fabrica de șuruburi, cu un președinte de Consiliu de Administrație foarte bine pregătit, de la care am învățat foarte mult. Și am aplicat în practică și am învățat mai departe și de la străinii cu care am intrat în contact, pentru că am intrat în contact cu mulți investitori străini aici în țară. Am învățat multe lucruri bune de la ei. Pot să spun că și ei au învățat câteva lucruri de la noi, pentru că a fost un schimb de experiență. Sunt căsătorit, am 2 copii, și locuiesc în Megidia și m-am decis să mă implic în activitatea asta de administrare locală, ca să nu-i spunem politică până la urmă, pentru că eu consider că experiența pe care am dobândit-o în acești 25-26 de ani de activitate în societăți comerciale, în toate nivelele de decizie până la management general, mă fac să pot și să fiu capabil să consiliez și să ajut un colectiv să organizeze o activitate la nivel de municipiu Megidia, atât
din punct de vedere financiar, cât și logistic, în așa fel încât orașul nostru să simtă totuși că cineva e acolo și are grijă de el. Vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea, domnule Păun, să vă întreb de ce ați ales să candidați la Consiliul Local Medgidia? Sincer, lucrând la aceste proiecte, pentru că cât de curând o să mergem pe ele la aprobare la minister, am tot văzut că sunt consilii orășenești, consilii municipale care accesează fonduri. Chiar era un exemplu, sectorul 3 București, care a făcut reabilitare termică, el 85%, și toată țara la un loc 15%. Mă zic, ce poate să aibă și ce poate să fie așa de greu să urmezi un ghid? Orice proiect are un ghid pe care dacă l-ai parcurs și dacă respecti toate elementele din ghid, e adevărat că n-ai cum să ratezi. E adevărat că aceste ghiduri sunt greoaie, așa cum a spus și nou prim-ministru, la care umblă la aceste ghiduri să le simplifice și probabil că nici personalul nu este pregătit și atunci normal că se ratează. A doua situație care am observat-o, am auzit-o de fapt, de observat mai greu, vechii și actualii consilieri se tot plâng, n-am informații. Nu-i transparență, că primarul nu e așa, că ăsta viceprimarul nu e așa. Zic, lunar se întocmesc balanțe, anual se întocmesc bilanțuri, legea 215 spune, îi pui întrebări primar și în 10 zile e dator să răspundă, unde este situația, care este, și pentru acestea și pentru altele care le aveam în cap, am zis, hai să mă intru, nu pe poziții eligibile, dacă pot să trag partid după mine și pe ceilalți mai tinerei în față, bine, dacă nu, asta e situația. Dar de ce să intrați într-un partid? Să intrați în politică? Politică nu poți să faci, nu poți să candidezi ca independent. E greu să tragi după tine tot partidul. Democrația înseamnă partidul, sau tehnocrații sunt buni, ca și cei de acum, sunt excepționali. Dar nu pot să fac. Ei sunt buni specialiști, cel care ia decizia și asta este numai politic. Asta este. Am înțeles. Și așa consider că trebuie să întâmple și după alegerile din toamnă. Politicul să-și ia în mână treile țări. Domnule Gârleanu, aceeași întrebare pentru dumneavoastră. De ce ați ales să candidați acum la Consiliul Local Medgidia? Trebuie să recunosc că am mai avut o tentativă în 2004, dacă nu mă înșel, când eram membru într-un alt partid politic, să nu dăm nume, așa, și atunci am fost solicitat de membrii partidului respectiv, care avea ceva procente la nivel național și chiar și local, și am fost solicitat atunci să particip la alegeri pe un post de consilier local. Am văzut atunci cum se face campanie, ce înseamnă politică. N-am reușit să obținem la vremea respectivă locurile la care speram și am renunțat la politică, m-am dedicat profesiei. Dar locuind în Medgidia și văzând cum se desfășoară lucrurile, având acces cumva la niște informații din interiorul primăriei, nu neapărat neoficiale, informațiile sunt oficiale, dar știind să le citesc și să le analizez, am constatat că, și cred că e o problemă nu neapărat a primăriei Medgidia, a multor primării din țara noastră, am constatat că totuși acolo în primărie sunt anumite persoane care nu prea au ce căuta. Nu contest pregătirea lor profesională,
Faptul însă că fac parte dintr-un partid politic și sunt coordonați politic de undeva de sus și răspund la niște comenzi politice, a dus la, în unele cazuri, și la respingerea unor hotărâri de Consiliu destul de benefice pentru oraș. M-am hotărât să intru în această bătălie pentru locul de consilier în Consiliul Local, dar am constatat că nu poți, așa cum și colegul meu a afirmat mai devreme, nu poți să mergi individual, pentru că într-o societate condusă politic, în care partidele politice încă sunt destul de puternice, e greu ca și independent să poți să faci treabă. Și atunci am mers pe premiza că dacă un partid politic nu-și face treaba, trebuie să-l reformezi. Pentru că partidele politice sunt alcătuite din oameni. Iar conducătorii acestor partide politice sunt aleși de către acei oameni. Cetățenii sunt supărați pe partidele politice. Cred că totuși e greșită această interpretare. Ar trebui să fie supărați pe liderii partidelor politice, lideri aleși de către membrii partidelor, care membrii partidelor sunt acești cetățeni care sunt supărați pe partidele politice. Și atunci am zis, hai să reformăm partidele politice din interior. Împreună cu domnul Odor am format o echipă de oameni neimplicați politic anterior, am stat la masă și ne-am hotărât să mergem mai departe. Partidul Național Liberal ne sprijină, suntem toți membri ai Partidului Național Liberal, mai vechi sau mai noi, marea majoritate dintre noi ne implicați politic. Și atunci am zis, hai să facem totuși o echipă de profesioniști care n-au fost implicați politic, care vor să reformeze un partid politic, începând de jos, și să începem cu administrația publică. Acum, la nivel local, la nivelul administrației publice cel puțin, eu consider că politica, așa cum se percepe ea de către cetățeni, politica făcută la nivel mare, în Parlament și în alte locuri, n-ar trebui să se răsfrângă asupra activității unui Consiliu Local, care Consiliul Local ar trebui să facă politica cetățeanului, indiferent de culoarea politică a membrilor acestui Consiliu Local. Și noi am mers pe premiza că, indiferent de ce culoare politică am avea noi consilierii locali, noi ar trebui să facem politica cetățeanului din Megidia. Pentru că rolul nostru este să administrăm un oraș, nu o țară. Noi nu facem strategii politice de, aderări la fel de fel de alianțe internaționale. Noi vrem să gestionăm un oraș care e alcătuit din cetățeni, care sunt membri tuturor partidelor politice. Unii neafiliați, unii neafiliați. Deci nu are nicio legătură cu politica așa cum este ea percepută la nivel de mass media și de cetățean, prin prisma și ultimelor evenimente petrecute și la București și peste tot. Deci asta a fost... Nu vă temeți că acum, odată intrat într-un partid, un partid destul de mare, ca și consilier local veți vota, veți da socoteală mai marilor de la Constanța ai PNL? Cu tot respectul, mai marii de la Constanța de la PNL ne susțin tocmai pentru a... Asta a fost cel puțin înțelegere. Ne susțin pentru a face treabă în Megidia. Deci, Partidul Național Liberal ne susține în ideea de a gestiona acest oraș și de a face treabă în acest oraș. Pentru că această echipă de consilieri care este la ora actuală în bătălia electorală, în frunte cu domnul Marian Odor, care toată lumea știe că n-a fost implicat politic însăși prin prisma funcției pe care a deținut-o până acum, toată această echipă o putem numi o echipă de tehnocrați. În această echipă avem specialiști din toate domeniile, medici, ingineri, economiști, juriști, avocați, deci tot ce avem dânsul a... împreună cu biroul politic local de aici, de la Megidia, am decis să facem această echipă de profesioniști care să acționeze profesionist strict la nivel de politică locală.
acele politici ale partidelor care se practică la nivel mare sau regional, eu consider că n-au cum să se aplice la nivel local, atâta timp cât interesul local este unul singur. Adică, ca exemplu, dacă se propune o hotărâre de Consiliu prin care se hotărăște să se asfalteze două străzi din Megidia, eu nu cred că un partid politic ar spune votează, domnule, împotrivă. Avem să exemple. Nu se asfalteze. Avem exemple în județul Constanța. Exact, tocmai de aceea. Care partidele nu votează tocmai pentru că nu sunt ele la putere. Exact. Asta s-a întâmplat și până acum și în Consiliul nostru local. Se va schimba, local. Și în Consiliul Local Megidia s-a votat împotrivă pentru că era propunerea celuilalt partid. Bun. Bun. Și nu vă temeți că la fel partidul din care faceți parte, dumneavoastră sunteți tehnocrat, am înțeles și e foarte bine asta, dar nu vă temeți că la un moment dat la fel vi se va spune nu votați pentru că este proiectul PMP-ului? Noi avem cel puțin discuțiile care le-am avut cu colegii mei, cu consilierii, am pus și această problemă, bineînțeles. Marea majoritatea noastră suntem oameni care ne-am oferit serviciile, am venit benevol în această activitate, avem servicii, avem locurile noastre de muncă, suntem cât de cât stabil pe picioarele noastre. Și dacă politica pe care noi o vrem a fi implementată aici la nivel de Megidia nu poate fi implementată din cauza ingerințelor politice, probabil că vor exista atunci la vremea respectivă, sper să nu se întâmple asta, dar deciziile vor fi ori o ceartă puternică cu eșalonul superior ca să ne susținem ideile la nivel local, ori o demisie și să ne vedem de treaba noastră. Pentru că noi am plecat la acest drum pentru a face treabă pentru Megidia. Firesc, într-o societate condusă politic, avem nevoie de un Consiliu Județean care să ne susțină. Este clar că încă se păstrează aceste mentalități, e greu să le schimbăm, probabil peste o generație sau două, sper să apuc și eu zilele alea, în care politica locală să nu mai fie confundată cu politica națională. Pentru că o doctrină politică a unui partid este o doctrină generală care se aplică, eu știu, pe o linie, pe o direcție a unei țări, de dezvoltare a unei țări, dar la nivel local trebuie să iei cunoștință de nevoile localității respective și să te adaptezi acelei localități. Și eu nu cred că un partid politic sau altul ar putea face o diferență între nevoile societății, care sunt aceleași. Poate o diferență de abordare. Ceea ce cred că trebuie să înțeleagă telespectatorii de ce discutăm această problemă atât de intens, este că consilierii locali, dacă cumva partidul le retrage susținerea, consilierii locali sunt demiși efectiv, nu mai pot face parte locul. Din conform consiliul legii, local. Așa este, da. Deci da. Efectiv sunt la mâna partidului cumva, trebuie să asculte de partid, iar dacă partidul decide să-i retragă susținerea politică, el își pierde efectiv locul în consiliul local. De aceea e o problemă destul de spinoasă. În același timp și partidul depinde de candidatul, de consilierul local respectiv, dar chiar dacă acel consilier își pierde locul, nu e nicio problemă, urcă cel de sub el, de pe liste. De aceea discutam așa de intens problema asta. Nu știu cum stau lucrurile în PMP, de exemplu. În momentul când m-am înscris și am pornit la un drum, am discutat, presupun, cu președintele, domnule, ce se întâmplă în aceste situații? Nu mă bag. Foarte bine, nu aia că nu mă bag, ci ne strângem, ne sfătuim și luăm decizia cea mai bună, exact ca și din păce. Nu văd consilierii fiind din partide diferite să nu stea la masa rotundă, să stabilească prioritățile și să vă vorba ce, nu, cine nu e împotrivă să nu reparăm terenul de sport de la școală. Cred că toată lumea e de acord, dar probabil că o să intervină, nu întâi cu școala asta, cu asta, se stabilesc priorități. Tot acolo nu să intervină nu știu cine, și că nu cunoaște altcineva mai bine decât tot noi aici.
Repet, în ultimii 4 ani avem, și vorbim doar de ultimii 4 ani, avem exemple în județul Constanța unde consilierii locali s-au opus unor proiecte care eu cred că erau bune pentru acele municipii, comune și așa mai departe, doar pentru că nu erau proiecte inițiate de ei. Și de aceea și în Megidia am avut în ultimii 2 ani, să spunem, mai ales de când s-a rupt USL-ul, probleme în Consiliul Local. Discuții aprinse de fiecare dată, scandal, chiar câteodată, chiar proiecte care au stagnat, care s-au oprit și nu au fost votate. Și jene când vedeai cum se ceartă acestea. Și teama mea, sinceră, este că același lucru se va întâmpla. Dacă nu va exista această dorință, nu numai dorință, dar și în același timp înțelepciune, eu cred, din partea tuturor consilierilor, ca în momentul în care votezi un proiect, să nu conteze cine a inițiat proiectul. Eu vă dau dreptate într-o. De ce? Parcurgând lista și locurile eligibile, mi-am dat seama că cel puțin 11 din cei 19 au toate șansele să... Deci, vor fi majoritari din 4 ani. Și atunci, dacă ați constatat așa ceva în anii anteriori, bine, acum va depinde de primar. Dacă primarul știe să strunească acest consiliu și... Primarul nu are o mare putere asupra consiliului. Așa este, că el este executant. Dar depinde poziția după care se vorbe, ce prestanță are, sunt mai multe. Dar ceea ce a fost până acum, eu cred că nu o să mai repete. Chiar cu aceiași consilieri. Dacă PMP-ul intră în Consiliul Local, va fi gata să facă alianțe, să spunem, cu ceilalți consilieri, pentru ca proiectele să treacă și să fie implementate? Bineînțeles. Și în primul rând cu PNL. PNL-ul ce spune? PNL-ul este deschis oricăror alianțe nu oficiale, ci alianțe conjuncturale, exact, firesc, în cadrul Consiliului Local, în măsura în care acele proiecte sunt justificate, sunt profesioniste și chiar necesare. Trebuie să fim foarte realiști și să ne gândim la faptul că următorii 4 ani pentru Megidia vor fi decisivi, în sensul că bugetul orașului va suferi și suferă încă. Toate proiectele care se realizează într-o comunitate, ca și într-o societate comercială, țin de buget. Ai bani, poți să faci. N-ai bani, poți să faci 200 de proiecte, dacă nu există finanțare. Și atunci eu zic că principala problemă pe care va trebui să o rezolve noul Consiliu Local va fi atragerea surselor de finanțare, care se poate realiza, după părerea noastră, prin două moduri principale. Atragerea fondurilor europene, care, slavă Domnului, sunt destule și avem, știm cu toții și de la televiziunea națională și de peste tot, că n-am fost în stare să le absorbim și să le cheltuim. Și e păcat când cineva vine să spună niște bani pe masă, să nu fii în stare să-i cheltui. Și o a doua sursă ar fi sursa internă, atragerea investitorilor în zona Megidiei, investitori privați, firesc, pentru că fiind un partid liberal trebuie să promovăm domeniul privat, e logic. Deci investitori care să creeze locuri de muncă, care să creeze venituri la bugetul local, care să creeze venituri pentru cetățeni, care implicit vor crea la rândul lor venituri la bugetul local și atunci se vor asigura sursele. Acum, la nivel de Consiliu Local, așa cum am văzut eu și listele candidaților de la celelalte partide și așa cum, cel puțin la nivelul nostru de Partid Național Liberal, suntem toți, să zicem, tehnocrați, fiecare pe domeniul lui, specialiști în anumite domenii și practicieni și cu experiență din spate, nu cred că cineva ar fi, acum eu știu, împotriva unui proiect chiar propus de un partid minoritar în Consiliul Local, dacă acel proiect este viabil, este benefic pentru oraș și face bine orașului. Deci, acum, ca să-mi continui ideea,
Pe partea cealaltă, nu cred că un partid politic și-ar permite să, eu știu, să-și destabilizeze cumva credibilitatea la nivel de comunitate locală, forțându-și membrii să se împotrivească unor proiecte viabile și care i-ar putea aduce până la urmă câștig. După alegeri, partidele nu se mai tem așa de mult de alegători, că vorba aceea, alegătorul în 4 ani uită. Până acum așa a fost regula. Observăm că încep să se cam schimbe regulile în țară, da, și în general în societate. Începem să avem o societate civilă. Exact. Începe să apară societatea civilă. Legea începe să-și facă treaba. Instituțiile statului, legea. Da, legea începe să fie aplicată. Exact. Deci legea începe să se simtă în viața de zi cu zi. Partidele politice cred că au avut câteva șocuri în ultima perioadă și s-au dezmeticit și și-au dat seama că nu mai pot continua în forma în care au funcționat până acum, în modul în care au funcționat. Și se vede totuși și la nivelul Partidului Național Liberal. Partidul Național Liberal trece printr-o reformă destul de serioasă în momentele astea acum. Și la nivel de structuri județene, și la nivel de structuri naționale, și la nivel de structuri locale. Deci eu cred că partidele politice se vor reforma și vor renunța la aceste, încet, încet, firesc, deci nu putem să facem minuni în 2 zile, dar direcția, eu zic că este bună. Eu mă tem și cred că nu numai eu mă tem, cred că foarte mulți alegători se tem că aceste reforme ale partidelor politice sunt doar de suprafață și că după alegeri, încet, încet, partidele vor recădea în aceleași metode, în același stil de a face politică. Mă tem despre asta. Nu știu dacă e așa, vom vedea după alegeri. Ideea este următoarea. Puteți amândoi să spuneți acum, în campanie, înainte de alegeri, că aveți libertatea, cel puțin acum, promisă, să spunem, să votați proiectele pe care le considerați bune pentru municipiul Megidia, indiferent ce spune partidul? Am eu un proiect, să vedem dacă e de acord. Vă întreb cum va fi în Consiliul Local, dacă veți aveți... De principiu, discuțiile purtate la nivelul organizației politice locale și județene și între noi, consilierii, ideea este că proiectele care sunt viabile și sunt foarte bine puse la punct și argumentate, n-au de ce să fie respinse, indiferent din partea cui vin. Ok. Domnule Păun, dumneavoastră, în PMP aveți libertate să ridicați mâna, da, când considerați dumneavoastră că trebuie, da, nu când spune partidul? Da. Deci asta a fost înțelegerea de la început. Dacă nu, A4 și... Vă retrageți? Și la revedere. Și nu veți ține de funcție? Dar n-am de ce. Eu vreau să sprijin, să ajut orașul. Am ajutat când eram la Cernavoda orașul, că era unul care era răspundea de Megidia și nu avea curaj să vină acolo, dar pe acum. De exemplu, v-am spus de acest proiect a utilizatorilor de apă. Este în stand-by. Până să terenurile Fruvimedului se vor reorienta spre alți fermieri, după care se poate debloca prin sistemul prin picurare până asta și va fi sub coordonarea primăriei. Eu nu cred că ceilalți consilieri, numai PNL, se vor împotrivi. Asta înseamnă hrană, asta înseamnă belșug, asta înseamnă locuri de muncă. Într-adevăr, dacă ajungem la locuri de muncă, mai bine... Sistemul de irigație a fost prăduit, să spunem. Și, culmea, avem revoluție. Canalul, avem canalele de aducție, poate îl prinde și pe domnul Alin Trifan, de directorul ANIF-ului. Și fac tot ce se poate. Bine, este un profesionist. E păcat, e pământul ăsta care... E cernozion, nu e altceva. S-a întâmplat să fie distrusă din interior și neapărat acest Fruvimet. Și uitați ce a ajuns și dădea locuri de muncă, mai ales la sezonieri. Erau mii care munceau pentru
erau plantațiile de piersi, erau via, nu mai discută. Ce vom face acum? Poate știți? S-au semnat memorandum cu centrala de la reactoarele 3 și 4. De unde se ia forță de muncă chinezul și cu românul? Pentru celelalte reactoare, știți unde a fost ponderea? La IMUM. Specialiștii IMUM-ului au fost luate așa, în angro. Acum, de unde se iei? Făceau la Veta din Medidia la Cernavoda 15 autocare. Deci forță de muncă, salarii și întrețineau familii și... Aia mai ținut Medidia. Pentru că din 27.000 de salariați, bă, 22 decembrie 1980, acum ce mai sunt? Sunt foarte puțin ce. Deci am pierdut 6.000 mu, 3.000 cimentul, a rămas într-o sută și celelalte gospodărie. Deci forță, trebuie create locuri de muncă. Să unde? Înțeleg că vă propuneți. Și în primul rând, învățământul, trebuie să punem accent pe școala profesională. Discutăm și de acest subiect. Ajungem. Dar voiam să vă întreb, să înțeleg că vă propuneți să nu fiți un consilier care doar merge la ședințele de consiliu să ridice mâna, ci doriți să fiți un consilier care vine și cu propuneri și proiecte. Da, de ce? Văd consilierul ca un deputat la nivel ce. Chiar am discutat și cu președintele și cu candidatul. Fiecare consilier trebuie să ia o parte din oraș. Să preia toate problemele, să nu mai stea lumea la audiență și așa, numai problemele mari, problemele grele, care chiar și alea pot fi preluate și transmise. Trebuie să aibă inițiativă. Dacă nu are inițiativă, ce lasă? Să-l las numai pe un om, numai pe primar? Are și el, dar intră în atribuțiile efective al consilierului. Ce, să vin la ședință să iau 5.000 să plec sau 500 de lei, nu știu, când ai baie pe acolo? Domnule Gârleanu, dumneavoastră, cum vedeți această problemă? Doar primarul trebuie să inițieze proiecte sau și consilierii au putea avea idei? Da, eu aș vrea să vă corectez un picuț apropo de acea funcție de consilier. Eu unul nu văd o funcție, eu văd o responsabilitate. În momentul în care ai o responsabilitate ca și consilier acolo, nu-ți mai pui problema dacă renunți la o funcție. Că asta nu e o funcție. O funcție este o funcție retribuită când te duci de 8 ore pe zi la un serviciu și îți faci treaba. Aici vii o dată pe lună la niște ședințe de consiliu și iei niște decizii pentru soarta unui oraș, unui municipiu. După părerea mea, nu e o funcție, e o responsabilitate. Ca și responsabilitate, nu cred că se încheie odată cu ședința de consiliu. De aceea, din punctul meu de vedere, contactul cu cetățeanul, care a fost pierdut de-a lungul vremurilor în administrația publică de peste tot, va trebui reluat de către consiliul local. Iar activitatea consilierului local ar trebui să se desfășoare ca așa cum scrie și în lege. Consiliul local are inițiativă legislativă. Deci fiecare consilier local poate veni cu inițiativă legislativă, cu proiecte, cu propuneri care se analizează, documentate. Dar vă propuneți dumneavoastră să faceți asta? Fără discuție. De am și intrat în această bătălie împreună cu colegii mei. Noi deja avem creionate niște proiecte, niște planuri de viitor pentru Medgidia, pentru următorii 4 ani. Adică nu o să putem lăsa, vorba colegului, toată inițiativa în mâna primarului. Acum, dacă stăm să ne uităm mai bine și în lege, primarul este organul executiv. Și atunci Consiliul Local va trebui să ia o decizie, să-i o pună primarului în față și să-i spună, dă-i drumul. Și peste o lună ne întâlnim aici și ne spui ce ai făcut. Ce ne facem sau ce vă veți face dacă veți ajunge în Consiliul Local și vom avea un primar independent? Ne vom vedea de treabă mai departe și vom aplica exact ceea ce am spus până asta acum. A fost. Adică eu nu cred că un primar independent va putea lua niște decizii împotriva
orașului. Un primar nu va putea lua decizii în primul rând. Deci un primar va trebui să execute ceea ce hotărăște Consiliul Local. Dacă, și veți susține proiectele dumnealui dacă... Dacă acele proiecte sunt viabile, sunt argumentate și sunt în folosul comunității, firesc că nu știu dacă cineva s-ar opune unui proiect. Pentru că toți suntem cetățenii acestui oraș și dacă cineva a venit să-mi spună, băi, mâine vin să-ți zugrăvesc casa gratis, eu să mă opun? Cinstit acum. Adică proiectele, propunerile, eu zic că trebuie să vină totuși și de la consilier, nu numai de la primar. Pentru că în momentul în care ai încărcat agenda primarului cu proiecte de hotărâri în Consiliul Local, i-ai luat din timpul ăla pe care el ar trebui să-l folosească în executarea acelor hotărâri anterioare și în urmărirea execuțiilor. Eu zic că ăsta este rolul primarului și ar trebui să conștientizăm aceste lucruri și să începem un program de educare, pentru că aici suferim cel mai mult la educație. Și nu educația de la școală. 2 plus 2 știe toată lumea că fac 4. Și asta ne învață profesorii la școală. Dacă nu știm, scoatem o tabletă sau un calculator și ne spune calculatorul. O educație civică, o explicare a fenomenului democratic, a modului în care funcționează instituțiile democratice cetățenilor, îi va face pe aceștia să înțeleagă cum funcționează acest sistem și să-i facă să-și apeleze la sistem. Pentru că, din experiența mea, vă spun, în cel puțin în perioada de 2 ani de avocatură, am constatat că cetățeanul cere, vrea, are nevoie, dar nu știe cum. Domnule Păun, dumneavoastră veți colabora ca partid, ca și consilier local, dacă va fi nevoie, cu un primar independent? Sigur că da. Și meritul lui care a reușit să iasă, ca independent, a adunat voturile, și trebuie respectat. De asemenea, cred că o să respecte și el consiliul. Un consiliu puternic va face ca Megidienii să zâmbească din nou, să întriși la oră. Fără un consiliu puternic, părerea mea este că nu se va produce nicio ruptură. Indiferent acum cine va fi primar, cine va câștiga, pe cine vor alegătorii, consiliul trebuie să fie puternic. Un consiliu puternic și unit. Și unit, da. Eu cred că au învățat multe și cei care au fost până acum consilieri și viața de toate zilele și acest an cu tehnocrații fără partid. Eu cred că s-a învățat, sunt multe lucruri pozitive. Și acest an va fi un an de cotitură. Dacă nu se realizează, m-am înșelat și înseamnă că ne merităm soarta. Mă uit la Megidia, am ajuns la 39, am plecat de la 53.000 de locuitori. V-am zis ăștia, 27.000 erau salariați, i-am câștigat foarte bine, erau o putere foarte mare economică. Acum ce faci? Vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate, ne reîntoarcem în studio pentru a continua discuțiile despre cum va funcționa Consiliul Local aici la Megidia, dacă PMP-ul și PNL-ul vor ajunge în Consiliul Local. Ne revedem după pauză.